Decizia recoltării de celule STEM este una care ridică multe semne de întrebare pentru părinți. E o decizie dificilă, suntem puși în fața ei. Astăzi încercăm să clarificăm aceste semne de întrebare. Vă invit la o discuție interesantă cu domnul dr. Tudor Panu. În primul rând, bun găsit, domnul doctor! Vă mulțumesc și mă bucur că începem cu această temă. Din punctul meu de vedere, faptul că se ridică semne de întrebare este normal, pentru că vorbim totuși de un domeniu foarte nou în medicină în general și pentru că cercetarea este în plină desfășurare în continuare și este firesc să existe ipoteze, să existe dubii, să existe confirmări sau infirmări pe măsură ce acest proces continuă. Partea bună este că, repet, este într-o efervescență partea științifică în ceea ce privește celulele STEM. Da, haideți să vedem ce sunt, pentru că vorbim de celule STEM, dar poate nu toată lumea cunoaște termenul. Da. Foarte simplu definite ar fi niște celule proaspete, primitive, nediferențiate, care au capacitatea de a se dezvolta în alte tipuri de celule care formează ulterior țesuturi și organe. Deci sunt celule inițiale, sușe, cum se numeau pe vremuri, și care au posibilitatea, repet, să se ducă în diferite linii celulare și să formeze și să regenereze un organ sau un organism până la urmă într-un interval de timp. Lucru care este benefic, în primul rând, este necesar pentru ca un organism să fie viu pe un termen de ani de zile. Și de asemenea, în cazul unei afecțiuni, în cazul unei distrugeri a unui țesut, aceste celule intervin și pot regenera, ajuta organismul să se dezvolte sau înlocui chiar țesuturile moarte. Celulele STEM există în organismul nostru. Unde anume? Care sunt principalele surse de celule STEM din organism? Aș splita puțin răspunsul la întrebare. Sigur că există celulele STEM, pentru că altfel nu ne-am putea regenera și nu am putea să trăim o viață, să spunem, destul de lungă dacă nu s-ar înlocui anumite sau mai toate celulele din organism. Dar sediul unde sunt ele concentrate mai mult, sau sediile, sunt de fapt trei. Clasic este vorba despre măduva osoasă hematogenă, adică oaselor late de tip bazin, stern, etc. A doua sursă este sângele periferic circulant, doar că acolo, să spunem, calitatea, proporția lor este mai mică și trebuie cumva stimulată apariția acestora dacă dorim să le recoltăm. Și o a treia sursă, cea mai nouă, să spunem, este cea din cordonul umbilical, care are și avantajul că presupune celule extrem de tinere într-un organism extrem de tânăr, care nu a apucat să fie expus noxelor, traumatismelor, afecțiunilor, bolilor și așa mai departe. Deci sunt cele trei surse: măduvă, sânge periferic și cordon umbilical. Haideți să ne oprim un pic la cordonul umbilical și să-mi spuneți, vă rog, care anume ar fi beneficiile acestor celule din cordonul umbilical. Începusem să vă spun înainte, este faptul că, sau principalul avantaj este acela că sunt celule extrem de tineri, organismul însuși fiind extrem de tânăr. Vorbim despre o recoltare care se face la momentul nașterii. Așa încât mai tineri de atâta este greu de presupus că am putea să recoltăm în condiții de siguranță pentru mamă și pentru copil. Beneficiul acestor celule se transpune în tratamente deja consacrate a unor afecțiuni în care celulele STEM sunt folosite deja pe scară largă în lumea medicală internațională. Vorbim de aproximativ 80 de boli, unele mai rare, altele mai frecvente, să spunem, care apare în populația generală, pe de o parte. Pe de altă parte, vorbim și despre terapii revoluționare noi, care sunt în curs de cercetare, sau impactul acestor tratamente cu celulele STEM asupra acestor boli este în curs de cercetare, cu rezultate preliminare promițătoare și care presupun un domeniu nou al medicinei, și anume acea medicină regenerativă. Termenul sine cred că este destul de clar și se poate explica ușor. Haideți să le explicăm totuși un pic. Bun, înseamnă practic utilizarea acestor celule care se pot transforma către celulele de care avem nevoie într-un organ, într-un țesut. Deci, practic, implantarea acestor celule în acel organ unde este nevoie de ele și dezvoltarea acestora în celule funcționale, sănătoase, care contribuie la supraviețuirea sau la dezvoltarea
corectă, bună a organului respectiv. Toate acestea sunt sub umbrela medicinei regenerative, un domeniu extrem de fascinant și care este exact în floare din punct de vedere al cercetării actuale. Deci asta ar fi noutatea, practic, ultimilor ani, pentru că cercetările, adică lucrurile, progresează în permanență. O, da. Și asta vrem să știm. Care ar fi noutățile? Pentru că poate mulți părinți au rămas blocați, eu sunt unul dintre ei, poate la informațiile acelea care circulau acum 10 ani, acum 9 ani. Da. Spuneam la început că este un domeniu încă tânăr și practic în 2018 se împlinesc 30 de ani de la primul transplant cu celule stem din cordonul umbilical efectuat vreodată. Iar în ceea ce privește medicina clasică sau, mă rog, tratamentele clasice, aici ne referăm la boli hematologice. Dacă ne referim la partea de medicină regenerativă modernă sau studiile care se efectuează acum, plaja este extrem, extrem de largă de lucruri la care, în mod logic, un om se poate gândi că ar putea să încerce un astfel de tratament. Și pornim de la studii care s-au efectuat și care sunt dezvoltate acum în studii ulterioare, în afecțiuni de tip paralizie cerebrală, autism, și aici mă refer la pacienți mai tineri, la copii. Dar se poate merge cu gândul și mai departe la afecțiuni aferente unor vârste mai înaintate, să spunem, cum ar fi un Alzheimer, cum ar fi o boală Parkinson, poate chiar boli autoimune, poate cum ar fi diabetul zaharat. Și până la urmă, orice fel de trauma asupra mușchiului cardiac, asupra oaselor, articulațiilor, este posibil să ne imaginăm sau să experimentăm și aceste direcții. Haideți să vedem puțin cum decurg concret lucrurile. Cum recoltăm celulele stem din cordonul umbilical? Bun, avantajul recoltării celulelor stem din cordonul umbilical, și o să fac o diferențiere ulterioară între cele două tipuri mari de celule care se găsesc la nivelul cordonului umbilical. Deci avantajul, spuneam, este acela că practic nu presupun vreun risc, nu presupun un tratament anterior pentru stimularea creșterii acestor numărului și calității acestor celule. Practic, la naștere, indiferent dacă vorbim despre o naștere naturală sau o naștere care impune o operație cezariană, copilul este în viață, este preluat în urma clampării și tăierii cordonului umbilical de către echipa de neonatologi. Placenta rămânând în continuarea sa cordon umbilical la mamă pentru o perioadă destul de scurtă de timp. Acesta este momentul cel mai important în care medicul obstetrician este cel care practic se asigură de prelevarea corectă a sângelui placentar. Este o operațiune nedureroasă și total neriscantă, care nu presupune niciun risc nici pentru mamă, nici pentru copil. Și este însă sunt câteva minute, două minute să spunem, vitale pentru obținerea unei umplerea unei pungi cu sânge cordonal și care ulterior ajunge într-o bancă de celule stem și care unde este procesată și stocată, verificată, testată și așa mai departe. Dar acesta este un moment pe care este cheie, pentru că altfel se pierde un astfel de țesut. Sângele este un țesut lichid, un astfel de țesut care poate fi vital la un moment dat în viață, fie pentru copil, fie pentru un transplant, să spunem, alogen, pentru altcineva, o rudă, eventual un frate și așa mai departe. Deci, totul e în mâinile medicilor, pentru mamă, nu, pentru viitoarea mamă, nu, sau actuala, de fapt, pentru că deja puiul s-a născut. Nu implică absolut nimic. Nu implică absolut nimic și mai mult decât atât, spuneam, nu este niciun fel de risc. Și nu este niciun fel de traumă suplimentară sau vreo durere care să fie implicată în acest proces din punctul de vedere al recoltării celulelor stem la naștere din cordonul umbilical. Haideți să vedem. Deci decidem să recoltăm celule stem din cordonul umbilical. Acum e acum. Întrebarea e, sunt foarte multe bănci. Cum? Pe piață, la ora actuală. Cum putem? Dacă am promis că o să fac o mică diferențiere și aș vrea totuși să o fac acum. Aici m-am referit la recoltarea de sânge de cordonal. Cu celulele care de obicei sunt, sau în proporție mai mare, sunt celule sanguine.
sunt celule hematopoietice, adică cele care generează ulterior celulele din sânge. Se mai face un pas foarte important, tot la în același timp, să spunem, din sala de naștere sau din blocul operator, și anume recoltarea unei părți, unei bucăți din cordonul umbilical, care la rândul său este prelevat și depus într-un recipient separat și care ajunge la rândul său în bancă. În acest țesut cordonal, practic găsindu-se un alt tip de celule, nu cele hematopoietice sau mai multe, să zicem, și anume cele mezenchimale, care au o legătură, se pare, mai apropiată cu medicina regenerativă la care făcea referire anterior. Asta ca să închei puțin partea despre care am vorbit până acum. Da, vă întrebam de bănci, pentru că sunt foarte multe opțiuni pe piață la ora actuală și pentru că vrem să știm că dacă am luat decizia de a le recolta, ele vor fi în siguranță, stocate corespunzător și în caz de nevoie, Doamne ferește, da, vom putea să le folosim. Spuneți-ne ce să luăm în calcul în momentul în care alegem banca de celule STEM cu care ne dorim să colaborăm. Aș spune că sunt patru aspecte importante, foarte importante, la care trebuie să se gândească o familie care așteaptă un copil în momentul în care ia decizia să opteze pentru o bancă sau o alta. În primul rând, cred că este calitatea actului de informare, atât din partea băncii a părinților, cât și relația directă și trainingul permanent pe care îl asigură personalului medical, medicilor, obstetricieni în general, pentru o corectă recoltare a celor două surse de celule STEM hematopoietice, respectiv mezenchimale, de sângele și respectiv cordonul. Deci, în primul rând, trebuie să fie o comunicare clară și o comunicare transparentă, corectă, și acest lucru cred că este foarte important în alegerea unei bănci. În al doilea rând, al doilea pas foarte important este acela de prelevare a acestor celule. Am menționat cam cum se desfășoară în linii mari acest lucru, doar că atât materialele cât și informarea asigurată personalului medical și preluarea de la centrele medicale, de la maternități în general, acestor celule este extrem, extrem de importantă și chiar, aș spune tot aici, transportul către într-un timp foarte scurt pentru a asigura o viabilitate cât mai mare a celulelor respective în urma procesării, să spunem. Al treilea pas este procesarea, care este iarăși vitală și aici este foarte importantă calitatea personalului, a aparaturii și a echipamentelor și a consumabililor folosite în această etapă, deci procesarea celulelor STEM, pentru că nu se ia pur și simplu o pungă cu sânge cordonal sau o bucată de cordon umbilical și se pune într-un recipient și este criogenat sau sunt criogenate, ci este un proces foarte complex și în care atât personalul cât și echipamentele trebuie să fie de foarte bună calitate. Iar al patrulea lucru care este de asemenea, sau patra linie la care trebuie să fim atenți, este partea de stocare și de verificare a parametrilor acestei stocări și de capacitatea băncii respective de intervenție în caz că s-ar putea întâmpla ceva pe un termen, zicem noi, nedefinit de ani de zile sau măcar de cei 18 pe care îi presupune contractul inițial, în care trebuie să ai garanția tu ca părinte că investiția inițială făcută, atât afectivă sau logică, cât și cea financiară, sunt protejate și că nu se poate întâmpla nimic rău, pentru că există în funcțiune niște fluxuri de siguranță a stocării extrem de bine pusă la punct. Deci important este să ne informăm și să știm ce întrebări să punem, că absolut, ne-ați ajutat absolut, din punctul ăsta de vedere. Absolut, absolut. Și transparența în comunicarea cu personalul acestei uneia sau altea dintre bănci este vitală, pentru că asta practic este vârful icebergului, este ceea ce se vede. În spate? Da. Deci nu alegem cel mai colorat flyer. Nu, asta e clar. Nu aș recomanda niște acest lucru, ci aș recomanda experiența, aș recomanda seriozitatea, aș recomanda să avem încredere că facem ceva bine cu cei care ne pot oferi acel serviciu la cel mai înalt standard. Spuneați de procesare, de stocare și de testare înainte de toate acestea a celulelor STEM. O inclusesem întreba în partea de procesare, dar într-adevăr testarea este extrem, extrem de importantă. Deci înainte ca proba să ajungă pentru o stocare, să spunem, definitivă în vapor de azot lichid, adică la
o temperatură foarte joasă, unde procesele biologice ale celulelor sunt extrem, extrem de încetinite, deci la minus 190 de grade Celsius. Înainte de partea aceasta, probele respective sunt testate, atât sângele cordonal, cât și țesutul cordonal. Și testele sunt în linii mari, să spunem, împărțibile în două categorii, cele cantitative și cele calitative. Cele cantitative sunt foarte importante și o să vă spun și la ce folosesc aceste testări, de fapt, în vederea unei posibile utilizări a grefei cu pricina sau a grefelor. Deci testele cantitative se referă la numărarea propriu-zisă a celulelor nucleate, a celulelor CD34, adică a celulelor stem, care sunt o fracție practic din acest lucru, a viabilității celulare. Asta este o chestie foarte importantă. Recoltarea, transportul pot fi perfect efectuate. Dacă viabilitatea finală nu este una înaltă, proba din nefericire sau grefa poate fi compromisă. Și atunci chiar ar fi păcat. Ori scopul nostru, sau în general al celor care activăm în acest domeniu, este acela de a obține niște rate de viabilitate celulară foarte, foarte mari. În cazul nostru aș putea spune că este de undeva la 94%, ceea ce asigură grefe de foarte bună calitate, folosibile în transplanturile de care ar putea fi nevoie la un moment dat în populație. Dacă îmi dați voie să revin, m-am referit la testările cantitative. Cele calitative se referă la depistarea eventualelor infecții cu diferite cauze, în fine, și infecțiile presupun microorganisme și atunci vorbim fie despre cele bacteriene, fie despre cele virale. Și virale sunt virusul hepatitic B, virusul hepatitic C, HIV-SIDA, citomegalovirus sau treponema, etc. Deci, practic, încercăm atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ, și asta este parte din informarea corectă pe care o oferim părinților, să testăm proba și să ne asigurăm că obținem cea mai bună calitate de grefă. De ce este util acest lucru? În mod evident, pentru că în momentul în care, să spunem, ar fi nevoie de un transplant, centrul respectiv de transplant ne cere parametrii grefei respective și poate să spună acesta nu riscă să fie eligibil pentru un transplant, sau dacă calitatea acelei grefe este una bună, să zică da, trimiteți-ne, vă rugăm frumos, grefa împreună cu pacientul și încercăm tratarea unor afecțiuni de cele mai multe ori foarte, foarte grave, severe. Am purtat discuția la modul general, ați și dus-o la modul particular pe alocuri, spuneați noi. Noi însemnând Banca de Celule STEM de la Regina Maria, aici unde ne aflăm astăzi. Da. Spuneți-mi ce se întâmplă în particular la dumneavoastră. În particular la noi am început deja să vă spun faptul că scopul este să obținem grefe de foarte bună calitate și prin asta ne ocupăm cu siguranța proceselor de recoltare, transport, procesare și stocare. Și asta se face prin spunem, colegii mei care lucrează efectiv în bancă, cum ne place nouă să-i spunem, pentru că practic se stochează pe termen foarte lung un material biologic care este extrem de util în caz de afecțiuni. Deci mă referam la calitatea colegilor și calitatea în sensul de experiență, în sensul de pregătire, în sensul de grade inclusiv academice, să spunem. Aici aș vrea să menționez o parte de cercetare științifică de care suntem foarte mândri în banca noastră și în echipa noastră. Deci aici mă referi la personal care are experiență de ani de zile, mulți ani de zile în acest domeniu și în care consideră, suntem încântați cu toții când apare câte ceva nou, câte un articol nou, în fine, e o efervescență care cred că este necesară pentru a te duce la muncă cu plăcere, pentru că crezi în domeniul în care activezi. Și în al doilea rând, după ce am trecut de partea umană, vorbim despre aparatură, vorbim despre procese, vorbim despre consumabile, care în cazul nostru sunt de cea mai bună calitate. Chiar și partenerii, third parties, cum se numesc, transportatori, etc., pentru că nu ne permitem să ratăm niciun fel de relație contractuală sau de promisiune făcută unor oameni care și-au pus încrederea în noi. Cred că asta face diferența, din punct de vedere calitate și siguranță a tuturor actelor și proceselor, fluxurile pe care le avem in place, să zicem, în unitate, în banca noastră.
În principiu asta ar fi, după părerea mea, factorul care ne diferențiază, această experiență și utilizarea a ceea ce este mai modern, a ceea ce este mai eficient, în condițiile în care, repet, avem fluxuri de siguranță a proceselor extrem, extrem de importante. Gândiți-vă numai că vorbeam de partea de stocare. Atât stocatoarele, tancurile de stocare, cât și congelatoare în care sunt alte criotuburi cu eșantioane din probele respective, sunt verificate, se verifică automat la fiecare 15 minute. 15 minute. 15 minute. 24 din 24. 365, respectiv 6 zile pe an. Și în afară de acest lucru, avem zilnic probele care sunt procesate în clean room, cum spune, camera curată, acei parametri de calitate a aerului sunt verificați absolut zilnic. De asemenea, facem teste de sanitație lunar la laboratoare independente, nu interne, ca să nu avem vreo surpriză. De asemenea, folosim un sistem triplu de ambalare, să spunem, a probelor, a grefelor finale, și anume punga de congelare, de stocare, punga de protecție și respectiv o cutie metalică. Încercăm să nu lăsăm nimic la voia întâmplării, încercăm să nu avem vreo fisură în fluxul tehnologic până la urmă și care ar putea să pericliteze o grefă dintre cele multe pe care le avem în custodie. Ideea e oricum asta, că un părinte din România care își dorește să recolteze celule stem nu are decât varianta băncilor private. Nu avem alt gen de bănci ca în alte state, ca în alte țări. Mă rog, asta e un motiv de supărare pentru părinți, dar faptul că tu decizi să nu recoltezi din cauza că, eu știu, nu există o bancă națională de celule stem, nu faci decât să-ți, probabil, scazi ție șansele în cazul în care ele ar putea fi folosite. Adică nu influențeze niciun fel crearea respectivei bănci. Nu, pe absolut. Care ne-o dorim. Absolut ne-am dorit eu și noi. Nu este niciun fel de competiție. Absolut. Nu este niciun fel de competiție. Bineînțeles. Problema însă este sau rezidă în faptul că gestionarea unei astfel de bănci presupune costuri personal și așa mai departe destul de mari. Și de altfel nu este un secret că și la nivel mondial numărul de grefe stocate în băncile private este de 5 ori și ceva mai mare în cele private decât în cele de stat. Deci tot sau băncile private rămân, da, rămân pentru, baza. Da, pentru simplu chiar motiv la nivel sunt, mondial. Chiar vorbim. La nivel mondial. Vorbim de 5 milioane de, la nivelul anului 2017, 5 milioane de grefe sau de unități stocate worldwide în băncile private și aproximativ 800.000 în băncile publice. Repet, nu este o competiție în cele două domenii. Din contră, cred că ar putea să conlucrăm, să colaborăm foarte bine chiar sub forma unor bănci hibrid, care să conțină și una și cealaltă. Deocamdată însă sunt pași care urmează a fi făcuți în continuare. Oricum, decizia de a recolta sau nu rămâne clar a fiecărui părinte. Absolut. Noi ceea ce încercăm să facem astăzi este să le oferim niște informații care să-i ajute în luarea celei mai bune decizii, așa cum o văd ei ca fiind cea mai bună decizie. Aș vrea să tragem niște concluzii. Principalele lucruri, eu știu, cu care ar putea pleca, ar putea rămâne părinții după discuția noastră de astăzi. Domeniul, din punctul meu de vedere, acum vorbesc din punctul meu de vedere personal, este unul fascinant. Este unul în plină dezvoltare. Studiile se anunță, în fine, cu o frecvență foarte mare și aceste studii presupun și curiozitate științifică, dar și o aplicabilitate practică într-una sau alta dintre afecțiuni ulterior. Deci eu cred că acesta este un domeniu viu și care e departe de a fi spus un ultim cuvânt. Acesta este un lucru. Al doilea este, da, atenție la seriozitatea partenerilor cu care părinții încheie astfel de contracte, să spunem, pe 18 ani, să zicem. Este foarte important să dezvolți o relație de încredere și să primești serviciile pe care le plătești pe termen lung. Spuneți 18 ani, vă întrerup puțin, crede că acei 18 ani înseamnă că la finalul lor, practic, celulele nu mai pot fi folosite. Nu. Ele pot fi folosite în continuare, spuneați că sunt preluate, de fapt, de către titularul lor de drept. Da. Adică de către copil. Exact. Celulele, hai să ne fie foarte simplu și foarte clar, celulele respective sunt ale copilului, ale nou-născutului.
La 18 ani devenind major, evident, acest contract se poate prelungi de către titularul sau proprietarul de drept al celulelor, de către tânărul devenit între timp, sau se poate rediscuta. Dar acest 18 ani nu are nicio legătură cu viabilitatea celulară, ci strict cu statutul juridic al unui individ, să spunem, în societate, adică vârsta majoratului. Din contră, cea mai veche unitate stocată și testată din lume are peste 25 de ani și în mod periodic se iau eșantioane din proba respectivă, din unitatea respectivă și se verifică viabilitatea și pare să fie foarte aproape de nivelul la care a fost stocată cu 25 de ani în urmă. Deci nu are legătură cu 18 ani, de aia și spunem pe termen nedefinit. Nu știe nimeni, de fapt, cât pot trăi aceste celule în aceste condiții care le mențin foarte tinere pe un termen foarte lung. E important de înțeles, e foarte și important. De subliniat. Și mai am, să spunem, o dată interesantă. A fost efectuat un transplant cu niște celule prelevate cu 14 ani înainte de momentul respectiv. Cu alte cuvinte, au fost la fel de bune și au putut fi folosite niște celule stocate cu 14 ani înainte. Deci boala nu fusese diagnosticată la momentul în care fusese recoltate celulele, dar iată că după 14 ani au putut fi utilizate cu succes într-un transplant. Deci nu, n-aș vrea să se rețină acest 18 ani decât prin prisma acestui majorat al titularului contractului. În rest, din punct de vedere biologic, medical, nu cred că este nimeni în măsură să vă spună cât trăiesc aceste celule, din moment ce vorbim despre un domeniu, cum spuneam, încă foarte tânăr. Sigur, noi nu cu ne siguranță dorim, peste 18 ani. Noi nu ne dorim să le folosim, adică sperăm să nu se ajungă niciodată la punctul respectiv. Bineînțeles. Dar purtăm toată discuția și, de fapt, facem toate lucrurile acestea în caz de. Practic, absolut. Vrei să fii acoperit, despre asta e vorba. Pentru că la rapiditatea cu care evoluează lucrurile, n-ai de unde să știi exact ce îmi spuneați mai devreme. Exemplele pe care mi le-ați dat sunt relevante pentru concluzia aceasta. Și deși nu cred, aș vrea chiar să insist pe direcția aceasta, nu cred în celulele stem din cordon umbilical ca fiind un panaceu pentru orice afecțiune. Știu exact. Că este un pleonas, dar am vrut să insist puțin asupra acestei idei. Nu cred acest lucru. Este însă acest domeniu unul, sau este un gest, un act pe care poți să-l iei în considerare la nașterea unui copil și să te decizi dacă are sau nu rost, fără să te oblige, fără să te sperie cineva, să iei o astfel de decizie, pentru că s-ar putea ca o dată în cursul vieții copilului tău sau cuiva apropiat care să fie compatibil să-i fie utile aceste celule. Și o decizie informată și luată în deplină cunoștință de cauză nu poate fi decât cea mai bună decizie. Absolut. Mulțumesc mult, domnul doctor, pentru toate informațiile astea, care sper că au făcut lumină acolo unde, eu știu, părinții erau indeciși, unde sunt poate pe ultima sută de metri cu sarcina și urmează să aducă pe lume un omuleț și poate acum le va fi mai ușor să ia cea mai bună decizie pentru el. Mulțumesc.